Acolo e mașina de perforat, care se făceau găuri în subteran pentru avansarea frontului de luptă. Așa. Stați să mai venim cu toți puțin, stați așa. Aici se perfora. Iar acolo e un troliu. Acel troliu vagoniții erau scoși și de acolo după un plan înclinat. E un plan înclinat acolo lung de 200 de metri și pe ajutorul acestui troliu vagoniții erau scoși până aici. Iar de aici și până afară, manual. Manual? Da. Iar acolo e ventilatorul care erau scoase gazele din frontul de lucru după pușcare. Aici sunt lămpile cu acumulatori, căștile de protecție care erau folosite de mineri și lampa de carbid care era folosită aici în subteran. La mezia, da.